Bună, sunt Laura Cosoi și trebuie să vă mărturisesc că ador să abordez coafuri noi și să fiu creativă când mă joc cu părul meu. Dar cu siguranță nu vreau să-mi petrec 2 ore în fața oglinzii și nici să-mi deteriorez părul. Combinația dintre tehnologie, inovație și frumusețe pentru mine este inspirațională. Îmi dă acel sentiment de libertate, căci pot să-mi realizez singură, chiar la mine acasă, orice coafură visez să încerc. Pentru mine e foarte important să folosesc cele mai bune produse care mă ajută să obțin repede coafurile dorite, dar care au grijă și de sănătatea părului meu în același timp. Iar Philips înțelege ce este frumusețe. Rămâi alături de mine și îți voi arăta cum obțin aceste minunate onduleuri folosind uscătorul profesional de păr Philips și apoi acest ondulator conic cu un veliș din catifea Philips Pro Care. Să începem! Voi începe prin a-mi aplica un produs cu protecție termică. Apoi îmi usuc părul complet și îl aranjez ușor cu mâinile. Încep de la rădăcini și închei cu vârfurile pentru a-i da o formă lină și volum. De uscătorul profesional Philips m-am îndrăgostit din prima. Foarte puternic, îmi usucă părul rapid, dar în același timp îl protejează împotriva supraîncălzirii datorită duzei înguste Style & Protect și a clapetei care se deschid atunci când uscătorul se apropie prea mult de păr. Uite! Acum sunt gata de pasul următor, îmi voi ondula părul folosind ondulatorul conic cu un veliș catifelat Philips Pro Care. Pentru a-mi ușura munca, îmi voi împărți părul în secțiuni pe care le prind cu câte un clips. Setez temperatura potrivită pentru părul meu. Încep cu ondularea părului din spate. Pe rând iau fiecare șuviță și o răsucesc pe ondulatorul cu un veliș catifelat. Așa. Învelișul îmi protejează părul împotriva căldurii, iar pe mine de ardere accidentală a mâinilor. Unul dintre motivele pentru care prefer acest ondulator Philips este indicatorul unic Curl Ready, care mă anunță de fiecare dată când bucla este gata. Mă asigur că ondulatorul este cât mai aproape de rădăcini și că șuvița este răsucită până la vârful. Apoi, îmi ondulez părțile superioare ale părului doar de la nivelul ochilor în jos. Astfel, coafura mea pare naturală. Mai am puțin. Închei cu partea din fața părului. La final, netezesc părul la rădăcină și așa termin coafura. Asta e tot. Am terminat și acum am această coafură cu onduleuri minunate pe care o pot purta la o ocazie specială sau în oricare altă zi. Încearcă și tu! Innovation in you. Philips.